plecat și cât la sută este cuvânt întrupat trăit. Asta a făcut Hristos. Dacă îți place Crăciunul, dacă îți place sărbătoarea nașterii, dacă vrei să te bucuri de sărbătoarea aceasta, întrupează cuvântul. Întrupează. Lasă spiritul lumii. Lasă spiritul internetului, al Facebook-ului. Lasă-l la o parte. Ia chipul lui Hristos. Spuneam într-o zi aici, poate deranjează să fim prin nou. Ceea ce suntem noi, nu suntem cei din biserică. Și ceea ce pozăm pe Facebook, aceia suntem. Cine are urechi auzit, să asculte. Să asculte ce zice bisericii. Nu Iosipeașe. Ce zice bisericii Duhul. Asta zice Duhul bisericii. Dacă vrem să-L facem pe Dumnezeu cunoscut unei generații, trebuie să întrupăm cuvântul. Trebuie să-L trăim! Puteți spune amin? Am impresia că ați plecat. În al doilea rând, dacă vrem să-L facem pe Dumnezeu cunoscut unei generații, trebuie să mergem la oameni, cuvântul a locuit printre noi. Ce înseamnă aceasta din perspectiva Scripturii? Hristos nu s-a izolat, a locuit printre noi. Putea să se izoleze undeva într-o mănăstire, unde erau pe atunci, undeva în templu. Să rămână o lumină ascunsă, însă Biblia spune, lumina luminează întuneric. Și întunericul n-a diluit-o. Îi chemăm pe oameni la programele noastre astăzi. Îi chemăm pe oameni la sedele noastre de Colins. Vai câte solicitări au fost. Uneori o spun, devin obositoare. Am ales ziua de duminică din mai multe motive. Așa a fost contextul de împrejurări prin care fratele Adi a venit în zonă și am zis, hai să fie o seară de Colins. Însă nu seara de Colins mă interesează în primul rând, ci gloria Tatălui aici este sau nu. Voia lui Dumnezeu aici este sau nu. Îi chemăm pe oameni să vadă ce știm noi. Vă asigur că alții se pricep mai bine la teatru decât noi. La spectacole decât noi. Noi trebuie să mergem cu cuvântul la oameni. Îl alocui printre noi. Mă gândeam stând aici în seara aceasta. Suntem biserici care avem programe 2, 4, 6, 8 ore pe săptămână. Avem localuri care sunt deschise non-stop. Oamenii nu sunt obosiți să ofere spectacol și lucruri de doi bani. Mizerie, păcat. Și ne uităm la aceasta, ne așteptăm să plecăm. Biserica trebuie să devină locul acela în care oamenii să fie atrași de prezența lui Dumnezeu oricând să găsească aici pe Dumnezeu. Cuvântul a locuit printre noi. Mă tem că unul din păcatele de care noi ne facem vinovați este de a-L izola pe Hristos între ziduri. V-am oferit un citat de mult. Citându-l pe Horia Roman Patapievici, el spunea, biserica se face vinovată de păcatul acesta. L-ați închis pe Hristos în lăcașurile voastre de cult. Lumea are nevoie de Hristos în cetate. În cetate. Mâine seară se va merge cu colindul. Nu-i suficient. Colindul înseamnă viața ta la școală. Colindul înseamnă viața ta pe stradă. Colindul înseamnă ținuta, înseamnă relația. A, acesta-i colindul. Hristos nu-i pentru oameni ce noi spunem aici, ci este ceea ce noi ducem cu noi. E relația mea de familie, e relația mea cu copiii, e relația mea cu frații, cu biserica. Acesta-i Hristosul dus. Nu predica mea de la învon. Nu cântare pe care noi o rostim, ci viața mea trăită zilnic cu El. Acesta-i colindul. Hristos a locuit printre noi. Cineva spunea, prea mulți creștini nu mai sunt nemulți pescari de oameni, ci doar posesori de acvarii. Vai ce acvariu frumos avem! Vai ce acvariu frumos facem și noi la Lugașul de jos! Le-am spus, fratele, avem o singură soluție ca să umplem biserica aceea, să-i dăm foc! Să-i dăm foc! Avem o singură soluție să-l facem! Sau a doua soluție, să facem pe Dumnezeu cunoscut generației noastre. Să ducem pe Hristos la oameni. Să fim plini de pasiune pentru El. Când ai spus ultima dată la școală?
despre experiența ta cu Dumnezeu, cu Iisus, sau când ai spus colegii tale ultima ta achiziție în materie de ceas, de telefon, Samsung S3. Cum? Este 4. Ultima ta achiziție de îmbrăcăminte, Zara. Sau ce firmă mai este? Canvelo. Unii nu le știu. Vă asigur că pentru unii cuvintele acestea este ca și cum aș vorbi undeva în Turcia, limba engleză, nu pricep. Dar sunt mulți care pricep mai bine decât mine limbajul acesta. Sunt foarte mulți. Când ai spus ultima dată tu, unui om, unui prieten pe stradă? Prietene dragă, te apreciez. Însă să-i o spui cu drag. Hristos a venit pentru el să-l mântuie. Fără Hristos e mort și merge în iad. Când ai făcut asta? Când ai făcut? A citit cartea Crucea și Cumnalul. A văzut probabil pelicula prezentată pe Alfa și Omega sau aveți un CD-ul cu ceea ce s-a întâmplat în viața acestui pastor David Wilkerson. S-a dus la oamenii aceia de jos predicându-le Evanghelia. Pentru ei merge predică din Ioan 3:16, dar nu pentru noi. Care ascultăm peste 100 de predici în fiecare an. Vreți să vă predic în fiecare duminică din Ioan 3:16? Nu o fac. Nu o fac. Lor le-aș predica din Ioan 3:16. Oamenii care s-au dus la cei căzuți, la cei căzuți, Hristos a locuit printre noi. N-avem voie să ne izolăm. O lumină nu poate fi pusă sub obloc. Voi sunteți lumina lumii. O cetate șezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Mi-aduc aminte, eu cred că a spus-o pastorul Liviu Polac. I-a spus-o cuiva și a spus că în ultimii ani, cel puțin când eu nu aș fi putut asculta, n-a fost în Biserica Baptistă din Tinăud, dar cel puțin eram acolo într-o zi. Când cel care predica, eu îmi amintesc că era pastorul Liviu Polac, să fi fost un altul. Dar ceea ce a spus constituie un mare adevăr, o durere pentru noi astăzi. Judecăm lumea că se strică astăzi. Asistăm la o escaladare a păcătoșeniei fără precedent în lumea aceasta. Asta se vede în media, se vede în jurul nostru. Și el spunea, asistăm la o lume care se strică, însă lumea se strică. Recent am tăiat un porc și am pus sare pe slănină. Știți de ce? Să nu se strice. Lumea se strică pentru că nu mai există sare în lumea asta. Avem religii, avem predicatori, avem cântăreți, dar lipsește sare de desăvârșire. Din lumea asta. Nu-L putem face pe Dumnezeu cunoscut unei generații. Dacă ne izolăm. Cineva spunea creștinismul este ceva ce presupune să se vadă. Nu poate exista ceva de felul unei ucenicii secrete, pentru că ori secretul va distruge ucenicia, ori ucenicia va distruge secretul. Nu poți fi creștin în ascuns. Nu poți izola cuvântul, trebuie să mergem la oameni. Iisus ne-a spus, chemați la programe, la o biserică liturgică, biserica e profetică, ea se duce. Amin? Și în final, și apoi, fratele Adi Gliga va cânta din nou. Dacă vrem să-L facem pe Dumnezeu cunoscut unei generații, trebuie să întrupăm cuvântul, trebuie să nu-L izolăm. Și cuvântul, Biblia spune, locuit printre noi, plin de ce? Har și adevăr. Adevărul a încercat a fi negociat. Și pe vremea lui Pavel, sau bisericii primare se încearcă a fi negociat și astăzi. Hristos a locuit printre noi plin de har. Și ce înseamnă aceasta? Trebuie să existe un echilibru între har și adevăr. Asist la o generație care se bucură de har, dar căreia îi lipsește substanța, adevărul. Adevărul. O generație care se bucură de har, la concerte, Jesus Culture,
Am văzut în Australia, am dus la centrul Hillsong. Mie îmi place să-i ascult pe oamenii aceștia, dar să nu-i văd. Să nu-i văd. Au piese frumoase, au cântări frumoase. Trebuie să existe un echilibru, dragii mei tineri, ascultați-mă, dacă nu mergeți în iad. Asta vă spun în ajun de sărbătoare de Crăciun. Mi-aș dori să fim în rai cu toții. Un echilibru între har și adevăr. Harul e emoții. Pe atâția am văzut plângând la întâlnirile noastre. Dar și continua viața. Asta e har ieftin. E plăcut harul. Dar dacă lipsește adevăr, nu trebuie mult, puțin. Acolo Dumnezeu nu este. Mi-a spus-o mereu, dacă Apostolul Pavel pentru un lucru banal pe care noi nu l-am considerat ca fiind grav astăzi, pentru ceva în plus mântuirii, tăierea împrejur, iudaizatorii, s-a scandalizat Pavel până acolo când a spus schilovească-s odată cei ce vă tulbură! Erau oameni morali, mă asigur, dar spuneau Hristos, dar ne mai dăm și împrejur, păstrăm legea. Și Pavel a spus, asta înseamnă cădere din har, despărțire de Hristos. Astăzi, atât de mult am coborât ștacheta. Sincer să fii, spun oameni, nu mai contează. Ba da, contează. Dumnezeu niciodată nu și-a negociat termenii salvării. Niciodată. Am spus-o și repet, cu nimeni Dumnezeu n-a făcut vreo concesie, vreun compromis cu nimeni. De la sfințenia Lui, de la adevărul Lui, n-a făcut. E frumos să predicăm despre un Hristos care s-a întrupat, despre unul care a stat pe cruce. Însă când El stătea pe cruce, toate blestemele lumii, toate păcatele, toate spurcăciunile, toată cupa de venin pe care oamenii au băut-o și-o vorbea în continuare, Hristos a luat-o asupra Lui. Nu e un scenariu la care noi să asistăm. A fost un eveniment real. Hristos a făcut blestem pentru noi. Pentru că Dumnezeu spunea, nu pot vedea păcatul. Nu pot. Nu s-a schimbat atuna lui Dumnezeu. Este același Dumnezeu. Și despre El se strigă în cer, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Este Domnul Dumnezeu cel atotputernic. Dumnezeu care era, care este și care vine. Vă chem în seara aceasta să spunem, Doamne, vrem să întrupăm cuvântul Tău. Ajută-ne să-L trăim. Nu mă pot în chipul chipului veacului acestuia. Hai să spunem, Doamne, dă-mi o parte chipul acestui lume. Hristos se îmbracă-ne cu Tine în seara asta. Amin? Doamne, vrem să Te ducem la prietenii noștri. Tu ești în noi. Și vrem să trăim în lumea aceasta. Ha! Dar și cu adevăr. Și cu adevăr. Modelul întrupării este examenul vieții noastre.